Situațiile disperate cer măsuri disperate. România este în alertă din cauza răspândirii virusului gripal. Această realitate dură a dus la suplimentarea numărului de doze de vaccin. Astfel, în întreaga țară vor fi distribuite peste 25.000 de doze, Mehedințiului fiindu-i repartizate 800. Vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire a gripei, de aceea am decis să suplimentăm numărul de vaccinuri gripale pentru a oferi protecție unui număr cât mai mare de persoane din categoriile de risc pentru care asigurăm vaccinarea gratuită. Vom urgenta procedurile de achiziție și estimăm că săptămâna viitoare poate începe distribuirea acestora către medicii de familie. A declarat Sorina Pintea, ministrul sănătății, într-un comunicat de presă. Dumneavoastră ați făcut vaccinul? Nu, n-am făcut. Și nu credeți în utilitatea lui? Ba da. Intenționați să-l faceți? Da. Totuși v-ați ferit de viroze sezonul acesta sau ați răcit? Deocamdată mai suntem răciți. Te-ai vaccinat antigripal anul acesta? Eu nu. Și cum te protejezi totuși de viroze? Nu știu. Te îmbraci gros sau ai grijă la alimentație? Gros. La alimentație nu prea am grijă, da. M-am îmbrat foarte gros și... Sper să nu mă ia gripa, ce vă spun. Și nu ți-e frică de viroze, să înțeleg? Nu. Nu ai avut parte de niciun incident, chiar dacă n-ai făcut vaccin? Nu, nimic nu. Dar cunosc persoane care au avut și a fost foarte grav. Ați vaccinat? Da. În ce lună? Noiembrie. Atunci când a fost demarată campania? Da, la medicul de familie. Și de ce ați ales să vă vaccinați? Considerați că este importantă această vaccinare? Foarte importantă. Da, să și vede că nu am răcit. Ce alte măsuri v-ați luat împotriva virozelor? Nicio măsură. Considerați vaccin? Că vaccinul e de ajuns? Suficient. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Nu. Și nu vi se pare periculos dacă nu vă vaccinați? Este periculos, dar timpul este așa cum este. Ziua este stresantă, nu avem timp să ne gândim și la așa ceva decât în momentul în care dăm peste evenimentul respectiv. Dar cum vă protejați de viroze? Ce măsuri vă luați? În general mănânc foarte multe fructe și care conțin foarte mult vitamina C, care știu că este un argument foarte împotriva răcelilor și gripei în general. Credeți că îmbrăcămintea are vreun rol în această perioadă? La temperaturile actuale nu cred și nici nu am nicio legătură cu virusul gripal. El are treabă cu transmiterea când strănuți, în colectivitate, când pui mâna la gură în loc să pui batisa și așa mai departe, nu are. Nu cred. Dacă ar fi la minus ceva 10-15 grade, într-adevăr, ar s-ar pune problema și îmbrăcăminții. Dar în faza asta și pentru astfel de situații, nu cred că este cazul. Mi se pare benefic acest vaccin? Sau? El e benefic în condițiile în care există. În Mehedinți există suspiciunea îmbolnăvirii de gripă la două persoane, dintre care una a solicitat internare în spitalul din Timișoara, însă informația nu este pentru moment confirmată de autorități.